Muzeul Municipal Curtea de Argeș va avea mai multe săli de expoziție după ce va amenaja spațiile pe care le-a primit de la Consiliul Local la fostul sediu al parchetului de pe lângă judecătorie. Spațiile au fost date de Consiliul Local în urmă cu aproape 2 ani, dar nu au fost amenajate nici până acum. Sălile rămase libere sunt cele administrative. Birourile și depozitele, pentru că vrem să creăm aici încă 3 săli, cel puțin 3, ne gândim la 4, da. Pentru început 3 săli de expoziție. Managerul muzeului intenționează ca în 2019, când muzeul împlinește 50 de ani, noile săli de expoziție să fie gata cu bani de la Consiliul Local. Eu așa sper, pentru că dacă înțeleg că nu sunt bani pe partea de funcționare, am înțeles că ar fi bani pe investiții. În noile birouri se vor muta directorul, contabilitatea și se vor crea noi spații de depozitare pentru ceramica și textilele pe care muzeul le are în patrimoniu și care se pretează să fie aduse aici. Muzeul a primit mai multe donații, iar obiectele nu pot fi expuse acum pentru că nu este loc. După ce departamentul administrativ al instituției se va muta de la muzeu, expozițiile vor avea mai mult spațiu. Parchetul de pe lângă judecătoria Curtea de Argeș s-a mutat, astfel fostul sediu care aparține primăriei a rămas liber. Deocamdată, muzeul îl împarte cu sediul organizației locale a PSD. Singura investiție făcută în sălile goale și neprimitoare acum a fost montarea unei centrale termice.